Bună seara și mă bucur tare mult pentru că sunteți cu noi în această nouă ediție de vorbă cu doctorul. Sunt Consuela Bălașa și înainte de a da startul emisiunii propriu-zise și de a vă prezenta tema și invitatul din această seară, aș dori să vă invit să urmărim împreună pe colega mea Andreea Mocan, care este farmacist și care ne-a pregătit un material tare interesant despre durere și farmacoterapia durerii. Vă invit să urmărim. Durerea este o experiență senzorială și emoțională neplăcută și poate fi interpretată ca o alarmă față de o agresiune exterioară sau interioară. Farmacoterapia durerii se începe doar după ce au fost excluse cauzele tratabile care au generat apariția durerii. De exemplu, hipertensiunea arterială duce la cefalee. Dacă s-a stabilit că acea cefalee apare datorită presiunii arteriale crescute, atunci se instituie tratament antihipertensiv. Trebuie o examinare atentă, simptomatică, care să ducă la stabilirea tipului de durere. În funcție de tipul de durere, apar strategii terapeutice diferite. Terapia întreptă a durerii a fost stabilită de Organizația Mondială a Sănătății în anul 1990. Pentru combaterea durerii se pot utiliza medicamente care acționează la diferite niveluri ale căilor și perceperii durerii. Se poate împiedica formarea influxului nervos în terminațiile senzitive prin anestezice locale, miorelaxante, antispastice, vasodilatatoare sau vasoconstrictoare, antianginoase, antiinflamatoare. Anestezicele locale împiedică și transmiterea influxului nervos prin fibrele senzitive. Împiedicarea perceperii durerii la nivelul centrilor de integrare se poate face neselectiv prin anestezicele generale sau selectiv prin analgezicele antipiretice și prin analgezicele morfinomimetice. Analgezicele antipiretice influențează perceperea durerii, iar analgezicele morfinomimetice influențează perceperea durerii și reacția la durere. Pe scara analgezică există 3 trepte de terapie. Să luăm durerea acută. Treapta 1, pentru dureri ușoare sau moderate. Analgezice neopioide, acid acetil salicilic, paracetamol, plus sau minus adjuvante. Treapta 2, pentru dureri persistente, crescânde. Analgezice opioide slabe de tip codeină plus analgezice neopioide plus adjuvante. Treapta a treia, pentru dureri foarte intense, opioide forte plus sau minus adjuvante. Adjuvantele folosite în terapie sunt antiinflamatoare, antispastice și tranquilizante. În durerile postoperatorii, în funcție de intensitate, se administrează opioide injectabil sau rectal primele 24-48 de ore, dar și neopioide injectabil, rectal sau peros, adică de înghițit, atât cât este nevoie. Dozele maxime admise peros sunt: pentru aspirină sau acid acetil salicilic, 4 grame pe zi, pentru paracetamol, 4 grame pe zi. Pentru ibuprofen, 2,4 grame pe zi pentru efectul analgezic și 3,6 grame pe zi pentru efectul antiinflamator. Naproxen, 1 gram pe zi, iar pentru diclofenac, 150 mg pe zi. În tratamentul durerii, înainte de a se trece la următorul nivel, se administrează doza maximă din medicamentul respectiv. Administrarea trebuie să se facă la ore fixe, la 4, la 6 sau la 8 ore. Pentru medicamentele analgezice neopioide este necesară prescripția medicală unică pentru compensare sau este nevoie de un formular alb simplu, varianta necompensată. Un alt medicament folosit în terapie este metamizolul. Acesta necesită prescripție albă simplă care este valabilă 6 luni. Deși efectul este bun în terapia durerii, fiind un analgezic și un antispastic mai intens, acest medicament poate induce agranulocitoză, o reacție adversă gravă, fapt care a dus la restricții de eliberare a acestui medicament. Tramadolul,
Opioid și monoaminergic spinal necesită prescripție medicală și este indicat în dureri moderate, acute și cronice și în dureri care nu răspund la analgezice non-opioide sau la pacienți cărora le sunt contraindicate antiinflamatoarele nesteroidiene. Pentru tramadol, doza maximă este de 400 de mg pe zi, cu ajustarea dozelor în insuficiență hepatică, renală și la vârstnici. Este contraindicat în epilepsie, iar reacțiile adverse sunt greață, vomă, sedare, somnolență, constipație, reacții alergice. Tahicardia și hipertensiunea pot apărea la administrarea intravenoasă. Are un risc de abuz și de dependență mic. Instituirea terapiei nu se face la sfatul prietenilor sau din proprie inițiativă, doar pentru că în trecut ați mai luat un astfel de medicament și ați observat că v-a făcut bine dumneavoastră sau prietenilor, vecinilor. Cauzele problemelor dumneavoastră de sănătate diferă de cauzele problemelor de sănătate ale altor persoane sau chiar diferă de cauzele problemelor dumneavoastră din trecut. Nu faceți din internet medicul dumneavoastră. Mergeți la medicul de familie sau la medicul specialist. Prin acest material se dorește să se facă înțelese mai bine anumite aspecte de terapie pe care specialiștii le aplică. Se dorește ca pacienții să înțeleagă faptul că doze mari de antiinflamatoare administrate irațional nu rezolvă problema. Poate că durerea va dispărea pe moment, dar ea va reapărea și poate să reapară cu o intensitate mai mare și să acopere o zonă mai mare, pentru că, de fapt, așa nu se tratează cauza, iar problemele se pot agrava. Toate medicamentele menționate anterior necesită prescripție medicală. Chiar dacă ibuprofenul, paracetamolul și acidul acetilsalicilic se pot elibera fără o prescripție medicală, există restricții impuse de reacțiile adverse ale acestor medicamente care fac necesar consultul medical și impun prescripție medicală atunci când sunt depășite dozele uzuale și când perioadele de tratament sunt mai mari decât în mod uzual. Îți mulțumim tare mult, Andreea. Așadar, despre ce vorbim în această seară și mai ales cu cine? Tema de astăzi este neurochirurgia și herniile de disc, pe care o voi discuta împreună cu medicul specialist în neurochirurgie, Andrei. Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit, îmi pare bine să fiu împreună cu tine, Consuela. Eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră în această seară. Prima întrebare pe care aș vrea să o adresez este: ce este neurochirurgia? Neurochirurgia o putem defini ca o știință medicală, medico-chirurgicală, care se ocupă de tratamentul sistemului nervos central, creier și mădăva spinării, împreună cu structurile conexe, cutie craniană, coloană vertebrală. Și de asemenea, în neurochirurgie intră și tratamentul nervilor periferici, o patologie mai rar abordată în prezent de către neurochirurgi, dar care tot oarecum de neurochirurgie ține. Am înțeles. Cât de grave sunt problemele coloanei vertebrale și cât de serioase sunt? Probabil că e patologia cea mai des întâlnită la persoanele active social, persoane în vârstă de 30-50 de ani, persoane aflate în plină activitate. E o patologie care poate să ducă la repercursiuni grave din punct de vedere social, din punct de vedere economic, în același timp și din punct de vedere neurofuncțional. Uh-huh. În urma unei patologii vertebrale poți să rămâi cu diferite grade de pareză, cu diferite imposibilități de mișcare sau de efectuarea unor activități importante pentru tine ca persoană. Îți mulțumesc tare mult. Spune-mi, te rog, cât de lung este drumul de la a fi student la medicină până la a ajunge neurochirurg? Este cel mai lung în ce privește trainingul medical. După 6 ani de facultate de medicină, urmează un rezidențiat de 7 ani de neurochirurgie. E cel mai lung, dar e un drum frumos, presărat cu o mulțime de surprize, de evenimente interesante și noi. Descoperit o groază de lucruri noi. Ce te-a motivat să devii neurochirurg? În cazul meu, în afară de moment, probabil că din liceu, când am citit cărțile unui neurochirurg american, Ben Carson,
un personaj foarte cunoscut, acum și în scena politică americană. Am rămas așa cu un drag și cu un interes pentru neurochirurgie. Iar apoi, în perioada facultății, în anul 2 de facultate, unul din profesorii de anatomie, care era în același timp și neurochirurg, m-a luat cu el într-o operație. În momentul în care a deschis cutia craniană a acelui pacient și am văzut imaginea respectivă de pe microscop, am zis, eu asta vreau să fac. Și mi-a ieșit oarecum. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Care sunt problemele de sănătate pe care neurochirurgia le tratează? Le poate rezolva? Problemele de sănătate pe care neurochirurgia le abordează cel mai adesea sunt legate în funcție și de specializare, de supra-specializarea neurochirurgului, fie parte de neurochirurgie cerebrală, tumori cerebrale, leziuni vascular cerebrale sau leziuni funcțional cerebrale, sau pe partea de chirurgie spinală, de partea de chirurgia coloanei vertebrale, în care cel mai întâlnite sunt patologia degenerativă a herniilor de disc, a spondilolistezisului sau a tulburărilor de statică vertebrală, în plus leziunile traumatice, fracturi de coloană vertebrală sau chiar fracturi craniene, leziunile traumatice ale axului nervos. Vreau să te întreb puțin despre echipa formată în cazul unei intervenții chirurgicale. Cine o formează, cum se aleg și poți să-mi dai câteva exemple de patologii? Neurochirurgia e de obicei un one-man show. E un chirurg principal care este ajutat în această intervenție, în intervenția chirurgicală, de un chirurg secund, de o echipă de asistenți, de instrumentar, de sală, de un medic anestezist, care e probabil un pion foarte important al echipei. Însă sunt situații în care avem nevoie de ajutorul celorlalte discipline, celorlalți colegi. Și sunt situații specifice în neurochirurgie în care este nevoie de o echipă multidisciplinară. Sunt situațiile unor tumori vertebrale, de exemplu, care invadează cutia toracică și în care este necesar un abord împreună cu un chirurg toracic. Sunt leziuni în cazul neurochirurgiei cerebrale, în care este necesar ajutorul unui oftalmolog pentru problemele tumorilor de orbită. Sau în cazul adenoamelor hipofizare, este nevoie de un orelist care să ne ajute pentru acest abord. În cazul herniilor de disc este one man show? În cazul herniilor de disc, da, e o patologie abordată cel mai frecvent de neurochirurgi. Sunt și o serie de colegi care au ortopezi, care au specializare în chirurgia spinală și care de asemenea se ocupă de acest segment, dar cel mai des în Europa este o patologie abordată de neurochirurgi. În Statele Unite și Australia e o patologie abordată probabil în egală măsură și de ortopezi. Îți mulțumesc tare mult! Am intrat așadar în subiectul care ne interesează cu precădere în această seară, și anume herniile de disc. Ce sunt aceste hernii de disc? Hernia de disc este o patologie degenerativă, o patologie care apare odată cu înaintarea în vârstă a coloanei vertebrale și se manifestă prin extruzia unei bucăți din discul intervertebral în canalul spinal, comprimând astfel elementele din acest canal, fie că e vorba de măduvă, fie că e vorba de rădăcinile nervoase. Ca să văd o mică idee în ce privește anatomia unui disc intervertebral, acesta este format dintr-un material dur, exterior, care se numește inelul fibros, și acesta conține în interior un nucleu pulpos mai moale și care este oarecum sub presiune. Discul intervertebral având rolul unui tampon în absorpția șocurilor și absorpția, distribuția egală a încărcării axiale, a greutății noastre. Odată cu înaintarea în vârstă sau în anumite cazuri patologice ca un eforturi fizice deosebite, poziții vicioase pe termen lung sau chiar în cazul traumatismelor, acest inel fibros își pierde capacitatea de a fi continent, de a păstra acest disc moale sub presiune înăuntru. Și el începe mai întâi să crească în volum și apare ceea ce se numește protruzia discală. Aceasta deja începe să aibă manifestare clinică. Pacientul va resimți anumite simptome pe care o să le abordăm ulterior. Însă nu e neapărat să fie o problemă neurochirurgicală.
Evoluția acestei boli discale în prima fază este către hernia de disc, dacă nu se intervine prin o serie de alte tratamente. Hernia de disc înseamnă ruperea acestui nucleu, acestui inel fibros și extruzia nucleului pulpos în canalul vertebral, unde va comprima fie măduva, în cazul herniilor cervicale sau toracale, fie rădăcinile nervoase, în cazul herniilor lombare, producând o serie de simptome clare, ușor de recunoscut de către pacient și care cel mai adesea aduc la medic. Îți mulțumesc pentru că mi-ai ridicat mingea la fileu și următoarea mea întrebare este exact aceasta. Care sunt acele simptome clare pe care nu trebuie sub nicio formă să le ignorăm? Cel mai... Haideți ca să ne referim la o categorie clară de hernie. Hernia de disc lombară. O patologie întâlnită în zona lombară, zona joasă a spatelui, care se va manifesta în momentul în care este vorbind despre o hernie de disc printr-o durere clară pe picior. O durere care merge din lombă, poate spre șold, spre articulația șoldului, și aici apare o serie de probleme cu coxartroza, dar care depășește zona șoldului și merge în jos, pe picior, spre gleznă sau chiar spre laba piciorului, în funcție de nivelul la care se întâmplă această hernie de disc. Și atunci este simptomul cel mai întâlnit care îl aduce pe om la medic. Durerea pe picior, lombosciatica. În cazul herniilor de disc cervicale, este o durere cervicală care iradiază în membrul superior. O durere care merge în funcție de nivelul herniei de disc, în umăr, în antebraț sau chiar în degete. Un alt simptom pe care pacienții îl resimt și care este neplăcut și nu îi lasă să rămână indiferenți, sunt paresteziile, senzația de amorțeală. Ele deja semnifică o afectare nervoasă, o afectare... Tot la nivelul membrelor? Sau? La nivelul membrelor. Sau, cel mai grav, o impotență funcțională. Nu ne mai mișcăm bine mâna sau piciorul. Deja cei mai mulți pacienți ar fi venit deja la doctor. Înțeles. Spune-mi, te rog, ce stadii are această hernie de disc? Care sunt stadiile ei? Cum vorbeam puțin mai devreme, patologia discală evoluează de la momentul în care avem doar o simplă inflamație la nivelul discului, la un bulging al discului, la o mărire acestuia în volum, dar fără a fi rupt, până la hernia de disc. Hernia de disc chirurgicală se încadrează în stadiul 4 al herniei de disc și acea hernie de disc, acea entitate în care o bucățică din disc a ieșit afară și comprimă un nerv în canalul lui osos. Când se ia decizia de a fi operată? Mă bucur de întrebarea ta, pentru că foarte mulți oameni vin și spun, dar vreau să fiu operat. Intervenția chirurgicală ar trebui să fie ultima în cazul tratamentului unei patologii discale. Fiind o patologie degenerativă, ea evoluează de multă vreme. Pacienții au mai resimțit dureri de spate, au mai avut durere sau amorțeală pe picior, care a trecut. Te pot întreba, ai spus degenerativă. Degenerativă. Da, explică-ne puțin. Este o, adică nu e o patologie care apare brusc. Nu se întâmplă peste noapte o hernie de disc. Procesul de degenerare al coloanei, de îmbătrânire acestea, a început anterior. Și el evoluează cu înaintarea în vârstă, cum am spus, sau în funcție de factori socioculturali. La o persoană care e sedentară, care stă foarte mult la birou, hernia de disc va evolua mult mai repede decât la o persoană care are activitate fizică. De asemenea, pentru că, surprinzător, hernia de disc apare mai frecvent la cei care lucrează un stil de viață sedentar la un birou, 8 ore la birou, sau la șoferi, decât la cei care lucrează pe un șantier, de exemplu. Da, este destul de interesant. Te gândești că dacă o lași să se odihnească și să relaxată, nu se întâmplă nimic rău. Te întrebasem de cum luăm decizia de a opera. Pacientul trebuie să treacă printr-o serie de alternative terapeutice până la momentul intervenției chirurgicale. Tratament medicamentos, așa cum amintea colega noastră, e
ar fi prima linie de tratament. Un tratament medicamentos corect condus, asociat unui repaus fizic timp de câteva săptămâni și abia apoi sindromul algic nu se remite, putem trece la următorul pas, fiziokinetoterapie, proceduri de recuperare medicală și dacă în continuare sindromul algic persistă sau dimpotrivă apare un nou sindrom neurologic de compresiune nervoasă, cel pe care vi-l spuneam, cu durerea care coboară pe picior, cu amorțelile în picior sau chiar cu impotența funcțională a unui membru, atunci intervenția chirurgicală este necesară. Sunt câteva situații în care intervenția chirurgicală este o urgență și astea sunt ceea ce se numește hernia paralitică, în care brusc, după o activitate fizică intensă, îți apare pareza pe un membru. Fie nu mai poți mișca o mână, fie nu mai poți mișca laba piciorului. Asta e momentul în care este prezins la doctor să efectuezi un examen imagistic și o să discutăm imediat ce examene imagistice se fac în patologia spinală și să urmezi o intervenție chirurgicală. Celălalt eveniment acut și foarte grav este sindromul de coadă de cal. O hernie de disc de dimensiuni foarte mari poate presa rădăcinile nervoase, rădăcinile nervii lombari. Și atunci când toți acești nervi sunt prinși în această hernie de disc, poate să apară ceea ce se numește sindrom de coadă de cal, adică paralizia membrelor inferioare cu tulburări sfincteriene. Pacientul nu mai poate controla jetul urinar. E un moment în care intervenția chirurgicală este necesar să se efectueze rapid pentru ca să fie siguranța recuperării 100% acestui pacient. Am înțeles. În momentul în care simțim o durere la nivelul coloanei vertebrale, care este primul medic pe care îl contactăm? Cel mai adesea pacienții se adresează medicului de familie, de la care vor primi un tratament antialgic și o recomandare pentru a vedea un specialist, fie un neurolog, fie un ortoped, fie un neurochirurg. De obicei, pacienții urmează acest traseu, medic de familie, neurolog, neurochirurg. Neurologul e cel care va pune diagnosticul de lombosciatic, adică de durere din spate care merge pe picior, va identifica nivelul la care se ridică suspiciunea a fi această hernie de disc și va trimite pacientul către neurochirurg sau către radiologie pentru a efectua investigații imagistice. Rezonanța magnetică nucleară este investigația cea mai bună, cea mai de care se efectuează cel mai frecvent la acest moment, pentru că avem acces ușor la un RMN și este și altfel investigația de dorit. Sunt situații în care pacienții nu pot efectua rezonanță magnetică nucleară, fie din cauza unui implant metalic pe care l-au în corp, fie din cauza unui pacemaker cardiac și atunci vor efectua un computer tomograf vertebral. Nu are aceeași rezoluție, aceeași claritatea imaginii, în schimb ne poate da detalii foarte clare despre o hernie de disc. Mulțumesc. Ce ar trebui să știe un pacient care urmează să fie operat de hernie de disc? Intervenția pentru o hernie de disc lombară, să ne referim în acest caz. Sunt mai des întâlnite? Sunt cele mai des întâlnite hernii, pentru că e locul în care se concentrează încărcarea axială a corpului. Toată greutatea se revarsă la nivel lombar. Nivelele cele mai afectate sunt nivelul L4-L5 și nivelul L5-S1. Trebuie să înțeleagă faptul că este o intervenție chirurgicală foarte bine standardizată la acest moment. E o intervenție de rutină. Neurochirurgii efectuează des această intervenție, care are repercursiuni minime asupra stării lui de sănătate generală. Este o intervenție medie, ca durată și ca complexitate, însă e o intervenție care, dacă este bine făcută, va scăpa pacientul de o simptomatologie supărătoare și îi va da o perioadă de viață bună ulterioară. Ce trebuie să facă pacientul după operația de hernie de disc? Recuperarea în herniile de disc e probabil că partea care sperie cel mai mult pacientul și în preoperator. Domnul doctor, ce trebuie să fac după? Ce o să fac ca să revin la o viață absolut normală? Ce să fac ca să nu mai ajung încă o dată aici, pe masa de operație? Se poate întâmpla după prima operație de hernie de disc să revină? Sigur că da. Okay. Patologia
degenerativă discală, dacă s-a întâmplat la un nivel și tu nu-ți schimbi stilul de viață în mod de ajuns, ai toate șansele să mai faci o hernie de disc fie în același loc, fie într-un alt loc. Mai avem alte 32 de discuri. Am înțeles. Apreciem umorul. Cele mai des întâlnite hernii de disc sunt la nivel cervical, C4, C5, C5, C6, pentru că e nivelul de mobilitate maximă a coloanei cervicale și la nivel lombar ultimele două discuri, pentru că e nivelul maxim de încărcare axială. Am înțeles. Pacienții vor începe mai întâi prin repaus. Primele zile postoperatorii vor avea o formă relativă de repaus, vor trebui să stea mai liniștiți, să stea mai mult în pat, dar nu repaus absolut. Ei trebuie să se mobilizeze imediat din postoperator. La momentul actual, hernia de disc operează în manieră minim invazivă, sub microscop operator, și atunci pacientul se poate mobiliza la 3 ore postoperator. Sunt situații în care pacientul merge acasă chiar în seara intervenției chirurgicale, sau dacă nu, a doua zi. Wow. El va avea cam 3 săptămâni, perioada în care trebuie să urmeze o mobilizare progresivă și strict controlată. După aceste 3 săptămâni va putea să înceapă un tratament de recuperare cu un kinetoterapeut care îl va duce undeva până pe la 2 luni. Undeva după 3 luni consider că un pacient este vindecat. Se poate întoarce la un stil de viață absolut normal. În timpul acesta trebuie să revină, să-l vadă un medic, să vadă dacă va veni la evaluarea este... controle periodice, mai întâi la 2 săptămâni, apoi la 1 lună. Și apoi la 3 luni. De obicei, pacienții au concediu medical doar 21 de zile. După 3 săptămâni, oamenii sunt doritori să se întoarcă la muncă. Am înțeles. Ce înseamnă stenoza lombară? Stenoza lombară este o patologie pe care foarte mulți ar asocia-o cu hernie de disc, pentru că se întâmplă în același loc, la nivel lombar. Și are cam aceleași simptome. O durere care merge din spate în jos pe picioare. În schimb, stenoza lombară este o patologie care afectează o categorie de vârstă mai înaintată decât hernia de disc. Este specifică vârstei a treia persoanelor bătrâne. Am operat chiar și pacienți care aveau 90 de ani. Este o patologie care apare din cauza mișcărilor anormale intersegmentare în interiorul coloanei vertebrale și atunci corpul nostru încearcă să limiteze aceste mișcări prin depunerea de os, osteofite, prin hipertrofia elementelor ligamentare, care vor îngusta canalul vertebral, îl vor strânge și vor apăsa sacul dural, învelișul nervilor și al măduvei. Și va apărea o serie de simptome generalizate. Pacientul va simți o durere permanentă care se accentuează în episoadele de efort fizic, cu restrângerea perimetrului de mers. Este simptomul cel mai clar al unei stenoze lombare. Faptul că înainte puteam să merg 3 stații, acum nu mai pot să merg decât o singură stație și trebuie să mă opresc. O durere în picioare care are un caracter de arsură sau un caracter de furnicătură și care cedează în repaus. Intervenția chirurgicală este de asemenea diferită față de intervenția pentru o hernie de disc. Dacă în hernia de disc intervențiile sunt minim invazive, cu o destrucție cât mai mică a țesuturilor, în cazul unei stenoze lombare este nevoie de recalibrarea canalului spinal, reașezarea lui. Încercăm să refacem loc pentru sacul dural, pentru rădăcini, într-un canal afectat. Și atunci va fi o intervenție mai agresivă asupra elementelor osoase și asupra elementelor ligamentare. Uneori mergând până la osteosinteze, adică implantul de elemente metalice, de șuruburi, de tije, de grafturi intervertebrale pentru a reface continuitatea și poziția coloanei vertebrale. Știm că este foarte important să previi și să tratezi, dar de preferat să eviți tratarea prevenind. Învață-ne cum putem preveni apariția herniilor de disc. Cred că aici un kinetoterapeut ar fi mai bine documentat decât mine, dar putem atinge câteva elemente. În primul rând, trebuie să avem o postură corectă.
De aia sunt destul de multe programe de școala spatelui în care să ne învățăm cum să avem o postură corectă, în care să ne ținem spatele drept, în care și de asemenea avem nevoie de o activitate fizică permanentă, de un sport pe care să-l practicăm, prin care să odată să avem să ne păstrăm o greutate normală, să ne păstrăm o condiție fizică, o mobilitate bună și în același timp să întărim musculatura spatelui și musculatura abdominală pentru a descărca greutatea de pe coloană și a o trece pe mușchi. E probabil singurul mod în care putem să prevenim îmbătrânirea coloanei noastre. Dacă totuși a apărut o protruzie discală, asta nu înseamnă neapărat că vom ajunge obligatoriu la intervenție chirurgicală sau la o hernie de disc. Sau dacă vom ajunge, avem o perioadă lungă de timp în care putem să întârziem acest eveniment prin fiziokinetoterapie, prin proceduri de recuperare medicală, prin tratament medicamentos, chiar prin sunt situații în care putem face anumite infiltrații, tot un neurochirurg face aceste infiltrații sau un radiolog intervenționist, pentru că vorbeam mai devreme de echipă multidisciplinară, în care se va introduce lângă aceste discuri care bombează, se vor introduce anumite substanțe medicamentoase care le vor încerca să le oblige să se stafească, să se strângă și atunci să își revină în poziția lor normală, ca elementele nervoase care suferă să fie eliberate și durerea noastră să dispară. Îți mulțumesc foarte mult, pentru că timpul deja trece. Am o ultimă întrebare pentru tine și anume, cum reușești să echilibrezi timpul între activitatea profesională și viața personală? Întrebare dificilă. Activitatea la spital îmi ocupă undeva la probabil 10 ore pe zi. Mai rămân 14, în care trebuie să și te odihnești. 14 ore. Probabil că e nevoie de un suport familial foarte bun. O familie care să înțeleagă meseria și vocația oarecum pe care o ai și să-ți ofere suportul. Iar eu sunt fericit pentru că am această familie și după o zi, oricât de încărcată la spital, abia aștept să mă întorc la ei. Am înțeles. Pentru viața personală este esențial sau important să te detașezi de activitatea din cabinet? Nu cred că reușești de fiecare dată. Probabil sunt cazuri pe care le tratezi medical. Te implici doar atât cât este nevoie, încât acel pacient să fie bine. Dar sunt foarte multe cazuri pe care le iei cu tine acasă și în care îți vor da nopți albe, în care te implici mai mult, în care pacienții vor deveni oarecum familia ta. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost cu mine la această seară. Mare plăcere. Am un sentiment că ne vom revedea într-o ocazie viitoare. Sigur că da. Îți mulțumesc foarte mult, Andrei. La revedere. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi de vorbă cu doctorul. Vă dau o întâlnire joi la ora 19. La revedere.